Produs în Botoșani este o asociație înființată în luna septembrie acestui an de șase botoșeni specializați în produse tradiționale. De altfel, sunt și cei mai renumiți din județ. Ei au dat naștere celui mai nou brand de produse tradiționale din România. Este unul dintre cele mai noi branduri ale României, produs din Botoșani a luat ființă în luna septembrie și din luna septembrie până astăzi, 1 decembrie, această asociație a produsului din Botoșani a fost prezentă la IEN întâlniri și reprezentări de târguri de profil la nivel național și nu numai. Membrii asociației care se fac cunoscuți sub acest brand spun că principalele lor aturi sunt calitatea, autenticitatea și ingredientele naturale. Produs din Botoșan este înființat ca un ONG, Asociații non-profit și cuprinde la inițiativa, la propunerea directorului Direcției Agricole, a domnului inginer Cristian Delebaș, și la inițiativa unor producători locali, agricultori, procesatori. Deci, produs din Botoșan să vrea un exemplu de a, a Botoșanenilor că se poate produce calitate în mod natural, tradițional și în primul rând scopul nostru principal este ca respectând aceste cerințe să promovăm județul. Din asociație fac parte producători de cașcaval produse din carne, miere și derivate, dulceață, uleiuri esențiale, dar și cultivatori de plante medicinale, plante aromatice, usturoi. Printre aceștia se află și producători ai renumitului cașcaval de seven, dar și cultivatori ai usturoiului de seven plantele Doinei Berescu, mierea lui Justin Marineac sau dulcețurile de trandafir ale Mihaelei Rusu. Tocmai de aceea, criteriile de aderare la produs din Botoșani sunt foarte stricte. Noi constituim un filtru, să spunem așa, adică verificăm, în primul rând, calitatea de a fi producător, de a avea propria cultură, de a avea propria linie de procesare și a face, în primul rând, calitate. La nici trei luni de la înființare, brandul produs din Botoșani a devenit o adevărată vedetă la târgurile de profil din țară. Inclusiv la Indagra, cel mai mare târg agrozoo din România, la care sunt prezenți și numeroși invitații din străinătate. La Indagra, la Târgul Internațional de Agricultură, am, eram toți la un loc, ocupam o suprafață pe o lungime considerabilă, toți marcați cu brandul nostru și au rămas plăcut surprinși cum toți, chiar sunteți din Botoșan, faceți atâtea lucruri acolo și sigur, cu, mândrie, de la un capăt la altul, vizitatorii bucureșteni și nu numai, că la Indagra erau prezenți din toată țara și din 30 ceva de țări, au perceput că aso... deci, producătorii pot să-și pot să găsească un punct comun și să se pentru a-și reprezenta zona și județul. Produsele românești, pot să zic, sunt foarte, foarte bine cumpărate pentru că se cunoaște calitatea în primul rând. Vicepreședintele Asociației, apicultorul Iustin Marinac, spune că următorul pas este plecarea în străinătate cu acest brand și participarea la târguri în Europa. Noi, noi sperăm să ajungem și la târguri în, în, în afară. Chiar cât de repede o să participăm la un târg la Chișinău, și sperăm să avem succes pe care îl avem și, și, în județ. Având în vedere că sunt vicepreședinte în Asociația Produs din Botoșani, am să, pe, pe, această cale o să încerc să, să plec cu întreaga asociație. Produs din Botoșani reunește cele mai valoroase produse tradiționale din Botoșani. Județul nostru se află pe locul 5 în România cu un număr de 21 de produse tradiționale.